Filmarea surprinde foarte clar cum șoferul acceptă să umple microbuzul până la refuz, ba chiar unii pasageri stau înghesuiți în picioare. Mai grav este că mulți dintre călătorii îngrămădiți în mașină nici măcar nu poartă mască de protecție. Imaginile au ajuns și la Inspectoratul de Poliție din Buzău, care a început verificări. În urma unei sesizări cu privire la nerespectarea normelor de protecție sanitară într-un microbus ce ar efectua cursă regulată de transport persoane în județul Buzău, polițiștii au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate ce autovehicul apare în imagini, pentru identificarea și dispunerea măsurilor legale în cazul celor care au încălcat legea. În ultimele 24 de ore în județul Buzău au fost confirmate 93 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2.